Drumul comunal 218 Stroiești-Costești-Vâlsan-Vâlsănești a fost modernizat de curând. De fapt, o parte din acest drum a fost asfaltat la sfârșitul săptămânii trecute. Întregul proiect cuprinde asfaltarea în totalitate a acestui drum pe o lungime de 5,3 km și are o valoare de aproximativ 9 milioane de lei. Însă birocrația din România nu a permis ca acest lucru să se întâmple mai devreme. În anii 2018-2019 a mai fost turnată o porțiune de asfalt pe o lungime de 1,2 km, urmând ca și restul să beneficieze de aceeași procedură, însă problemele nu au încetat să apară, iar acest lucru nu a mai fost posibil până în urmă cu câteva zile. Lucrările la această etapă de asfaltare, în valoare de 720.000 de lei, sunt finanțate de la bugetul local. Primarul Constantin Oancea este bucuros că s-a putut realiza o parte din acest proiect și speră să reușească să-l termine cât mai curând posibil. Restul de 2,8 km de asfalt, plus acces la proprietăți, rigole, podețe, dar și două poduri care mai sunt incluse în acest amplu proiect, vor fi realizate atunci când vor fi bani.